Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Sunt profesor Mihai Mihaescu și vă propun să descoperim modul în care poate fi construit un proiect numit primul meu ghid financiar. O primă componentă o poate constitui ghidul de economisire, în cadrul căruia puteți insera noțiuni economice, noțiuni financiare, pe care voi le considerați foarte importante. De exemplu, scadență, dobândă fixă, dobândă variabilă, comisioane, sunt tot atâtea noțiuni financiare pe care voi le puteți explica. O altă componentă este ghidul creditelor. Iată trei noțiuni cheie pe care vi le propun. Finanțare și refinanțare. Pe lângă acestea, voi mai puteți adăuga și dobânda anuală efectivă, perioada de grație, indice monetar IRCC sau indice monetar Euribor sau Libor. Toate sunt importante. O a treia componentă este ghidul asigurărilor. Vă reamintesc, noțiunile contract de asigurare, asigurat și asigurător sunt esențiale. Voi puteți adăuga și altele. Ce înseamnă despăgubire, riscuri asigurate, prima de asigurare și multe altele. Vă mulțumesc și vă doresc succes!